Pe 1 octombrie 2013, fostul liberal și consilier local Toma Petcu a fost investit în funcția de suprefect al județului Giurgiu, așa cum s-a negociat în cadrul USL. Domnul Petcu Toma Florin exercită cu caracter temporar prin detașare în condițiile legii funcția publică de suprefect al județului Giurgiu. Domnule suprefect, vă rog să... Acum USL nu mai există. Liberalii au ieșit de la guvernare, iar suprefecții care au provenit din rândurile PNL au început să-și depună demisiile. S-a întâmplat și la Giurgiu, unde Toma Petcu a renunțat la funcția de suprefect. Acesta și-a înaintat demisia la Ministerul de Interne din motive personale, dar se vorbește de fapt de o demisie de onoare cauzată de ruperea USL. Acum au început speculațiile cu privire la numele viitorului suprefect. Potrivit știrgiurgiu.ro, sunt vehiculate două nume. Primul, Florentina Popescu, susținută de PSD Giurgiu, în prezent director executiv în cadrul primăriei și președinte al Organizației Municipale de Femeia PSD. A doua persoană, despre care se spune că ar putea fi noul suprefect, este Lucian Dumitru, fost suprefect de Giurgiu și un apropiat al primarului Comunei Prundu, Cătălin Corbea.